Este un privilegiu pentru mine să fiu dimineața asta împreună cu voi. Nu cred că am văzut în persoană până astăzi, față în față, pe cineva de aici. Cunosc câteva persoane de pe internet. Să văd fețe de pe Facebook. Însă este o mare bucurie să fiu aici și să vă pot sluji din Cuvântul lui Dumnezeu. Au fost foarte multe subiecte la care m-am gândit și care ar fi putut să fie tema conferinței ăsteia. Însă, așa este pe inima mea, de obicei, când mă duc într-un loc nou, vreau să mă asigur că este înțeles cel mai important lucru, și anume Evanghelia. Ca să pricepeți, într-un fel, de ce este atât de importantă Evanghelia, aș vrea să vă prezint două idei. Într-un fel, dacă ai ieșit de aici și te-ai oprit cineva pe stradă, nu știu dacă sau câte șanse să se întâmple lucrul ăsta, dacă te-ar opri cineva pe stradă și ar vedea că ai o Biblie, nu pe telefon, așa, în mână, și te-ar întreba, au spune, te rog, despre ce toată Biblia? Dă-mi așa o idee generală, despre ce este Biblia? Ce ai spune? E un mod obișnuit de a răspunde, foarte popular, este Biblia, este scrisoarea dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Nu este. Este și asta, dar este mult mai mult. Și un răspuns pe care ar putea să-l dai este că Biblia este Evanghelia. Acum, ce este Evanghelia? Biblia este Evanghelia. Ce este Evanghelia? Și asta vom vedea în această dimineață. Ieri m-a dus la aeroport un prieten de meu care se declară agnostic, ateist. Și el are niciun fel de probleme, știe că de fiecare dată când ne întâlnim, trebuie să discutăm din Biblie. Și discutând cu el din nou Evanghelia, de fiecare dată discutăm Evanghelia, discutând cu el din nou Evanghelia, mi-am dat seama că până și unui ateu îi se pare bună varianta de a fi Evanghelia adevărată. Zice el, am început să-i povestesc, să-i explic lucrurile și la un moment dat m-am focalizat mai mult pe viața de dincolo. Înțeles, concepția noastră de multe ori viața de dincolo este un fel de univers al duhurilor, așa, în care suntem un fel de umbră, un fel de duhuri, încercăm să ne recunoaștem așa printre apuri unii pe alții, dar toți dăm glorie lui Dumnezeu cu niște harfe invizibile. Când i-am explicat ce spune Biblia despre viața de dincolo, un agnostic ateu, care se declară de foarte mulți ani în felul acesta, a spus, zice, mi-ar plăcea ca lucrul ăsta să fie adevărat. Mi-aș dori să fie lucrurile în felul ăsta. Mi-aș dori ca ce spui tu despre Dumnezeu să fie așa, mi-aș dori să cred. Eu nu cred că el chiar își dorea să creadă, dar este clar că și unui om din lume, într-un fel, inima lui rezonează cu anumite adevăruri ale Evangheliei. Și, printre altele, am întrebat, care ar fi lucrul din ce am discutat noi, care ar fi lucrul cu care te-ai potrivit cel mai bine, pe lângă viața de dincolo? Și a spus, faptul că ai spus că Dumnezeu este sprijinul nostru oricând. Deci faptul că eu nu recunosc astăzi că Dumnezeu este sprijinul meu, nu schimbă cu nimic realitatea. În el avem viața, ființa și mișcarea. Că ești ateu, că ești creștin sau că cineva e satanist, nu schimbă cu nimic realitatea că venim din Dumnezeu și suntem creați pentru gloria lui Dumnezeu. În această dimineață, Evanghelia o voi prezenta în 5 puncte. În primul rând, Evanghelia înseamnă că Dumnezeu este Creatorul nostru. Vă dau 5 cuvinte cu C, care vă ajută să le țineți minte, dar ne ajută și să înțelegem care este planul lui Dumnezeu, care este voia lui Dumnezeu, care este revelația lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură în câteva cuvinte. Dumnezeu Creatorul, da? Creatorul Dumnezeu. Al doilea punct este că noi, ființe create de Dumnezeu, oamenii am păcătuit față de Dumnezeu sau am căzut în păcat. Căderea în păcat a oamenilor. Al treilea punct este crucea Domnului Iisus Hristos, prin care este soluția la căderea omului în păcat, da? Și este modul în care Dumnezeu ne împacă pe noi cu Sine. Al patrulea punct este chemarea Evangheliei. Nu este suficient că Hristos a murit la crucea de la Golgota. Există o proclamare a Evangheliei, o confruntare a Evangheliei, o convingere pe care o aduce Duhul Sfânt în viețile noastre prin Evanghelie și o chemare pe care Dumnezeu ne-o face ca să ne aliniem planul lui Dumnezeu, ca să primim voia lui Dumnezeu, ca să primim această veste bună. Și după ce primim această veste bună, există o consumare a promisiunilor lui Dumnezeu pentru noi. Da? Ne bucurăm de ele. Începem să trăim chiar din viața aceasta pentru Dumnezeu și să experimentăm o viață transformată și apoi o veșnicie întreagă cu Dumnezeu. Începem cu primul punct, Creatorul Dumnezeu. Am vorbit cu băieții și am întrebat ce ar fi mai bine. Mie îmi place să predic expozitiv, adică să iau un text din Biblie și să-l expun. Da? Am întrebat cu băieții cum ar fi mai bine să prezint prima această temă și am căzut de acord că ar fi bine să
prezint mai pe larg, voi spune mai multe versete din Sfânta Scriptură, nu voi fi așezat doar pe un text. Asta să vă dea senzația că predic așa iurea din toată Biblia despre orice. Vorbim despre Evanghelie în dimineața aceasta, da? Dumnezeu Creatorul, dacă vă uitați la cartea aceasta Sfântă, la Biblie, veți vedea că Scriptura începe nu la voia întâmplării, cu creația. Cu creația. Motivul pentru care Dumnezeu poate să ne tragă la răspundere. Foarte important să înțelegi asta din Evanghelie. Motivul, nu te-ai întrebat vreodată, Doamne, de ce Dumnezeu îmi impune niște reguli? Pentru că Dumnezeu nu ne sugerează reguli. Dumnezeu nu ne invită să respectăm regulile Lui. Dumnezeu ne impune regulile Lui. De ce Dumnezeu are dreptul să facă lucrul ăsta? De ce tu nu ai putea să... Dumnezeu, de ce nu pot să prezi cum vreau eu? Că există Dumnezeu, că nu există Dumnezeu. De ce pur și simplu nu pot să-mi iau viața nici să fac ce vreau eu, Domnule? De ce? Care e problema? Sau de ce dacă fac lucrul ăsta sunt niște repercursiuni? De ce Dumnezeu ar trebui să stabilească niște repercursiuni la lucruri pe care eu le fac? De ce există niște consecințe? Și un ateu, oricât ar nega existența lui Dumnezeu, el știe că există niște consecințe ale lucrurilor pe care le face. De ce? Pentru că Dumnezeu este creatorul acestui univers. De ce începe toate lucrurile? Dumnezeu are drept total asupra vieților noastre pentru că El a creat totul. Adică dacă am pus mâna pe un lucru și l-am folosit cum n-a trebuit, eu sunt responsabil în fața lui Dumnezeu. Nu doar ce fac cu mine, ci ce fac cu lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat. Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor și legat de acest lucru este că Dumnezeu este stăpânul tuturor lucrurilor. Noi am dezvoltat și într-un fel este natural lucrul acesta pentru că Dumnezeu ne face stăpânitorii lumii acesteia, da? Din punct de vedere material. Am dezvoltat un sentiment foarte puternic al posesiei. Asta e lucrul meu, asta este familia mea, asta este mașina mea, asta sunt banii mei, asta este al meu, al meu, al meu, al meu. Și folosim foarte mult persoana întâia singular, ne dăm nouă senzația că suntem posesorii ultimi ai lucrurilor. Noi suntem posesorii unor lucruri, dar suntem mai degrabă administratori, posesori ca administratori. Dumnezeu, pentru o perioadă de timp, ne lasă pe noi înșine să ne administrăm viața noastră într-un fel și să administrăm creația pe care El ne-a dat-o, cu tot ce înseamnă ea. Creația transformată, reinventată de om. Dar, în ultima instanță, tot al lui Dumnezeu este. El este stăpânul ultim. El este și stăpânul nostru. Este stăpânul tuturor lucrurilor pe care noi le avem. Da? Dumnezeu este creatorul, Dumnezeu este stăpânul nostru, Dumnezeu este susținătorul nostru. Un motiv pentru care păcatul este foarte grav este pentru că în fiecare secundă noi suntem susținuți în viață de puterea lui Dumnezeu. Pavel spune la un moment dat, când predică Evanghelia păgânilor, în El avem viața, ființa și mișcarea. Când vorbeam ieri cu prietenul ăsta meu și zicea, mi s-ar părea interesant, mi se pare un lucru extraordinar, să știi că ai un sprijin în viață. Pentru că chiar acum că poți mișca mâna și gesticulezi la volan, este un sprijin al lui Dumnezeu. Nu te gândi că Dumnezeu ți este un sprijin în viață când treci printr-o tragedie. Am trecut printr-o tragedie, Doamne, unește, ajută-mă. Nu! Dumnezeu acum este un sprijinul tău. Dacă Dumnezeu nu te-a sprijinit în fracțiunea asta de secundă, te face pulbere. Nu că ai murit, te face pulbere. Ai dispărea pur și simplu dacă Dumnezeu nu te mai susține sub nicio formă. Dumnezeu nu este doar creatorul tuturor lucrurilor, nu este doar stăpânul lor, ci este și susținătorul lor. Dumnezeu degajă, dacă aș putea folosi termenul acesta, degajă puterea Lui în toată creația, inclusiv în viețile noastre care noi care suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu. De aceea păcatul este odios. Pentru că în timp ce respir aerul lui Dumnezeu, trăiesc pe pământul lui Dumnezeu, folosesc lucrurile lui Dumnezeu, păcătuiesc să mă răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. De asta este păcatul odios. Este extraordinar de grozav. Dumnezeu nu este doar creatorul nostru, stăpânul nostru, susținătorul nostru. Toate lucrurile sunt ok până aici. Nu văd cineva să aibă o problemă mare cu asta. Cea mai mare problemă a omului este că Dumnezeu este sfânt. Și când spune că Dumnezeu este sfânt, ne referim cel puțin la două lucruri. Că este sfânt cum nu este nimeni altul. Noi vom fi sfinți în veșnicie, dar nu vom fi sfinți ca Domnul. El este sfântul. El este de trei ori sfânt. El este separat de orice ființă creată din universul acesta. Îngerii, heruvimii care stau înaintea lui Dumnezeu sunt sfinți, dar nu sunt sfinți exact ca Dumnezeu. El este de o sfințenie unică, specială. Și sfânt înseamnă și că Dumnezeu este lipsit de orice înseamnă impuritate sau păcat. Dar asta este cea mai mare problemă a omenirii. Veți vedea că oamenii din lume care nu cunosc pe Dumnezeu nu au nicio problemă să le spui că Dumnezeu este bun. Că Dumnezeu este dragoste. Că Dumnezeu le dă lucrurile pe care le au. Că Dumnezeu îi ajută când este greu. Nu au nicio problemă cu asta. Lucrul care îi supără cel mai tare pe oameni este sfințenia lui Dumnezeu. Cu cât vorbești mai mult despre sfințenia lui Dumnezeu, cu atât vor fi mai deranjați oamenii. De ce? Să zice, cea mai proastă veste pe care o poate primi cineva. Că Dumnezeu este sfânt. De ce? Pentru că noi nu suntem.
Asta este problema, pentru că noi nu suntem. Și Dumnezeu nu este cum își imaginează mulți evanghelici astăzi pocăiți. A, Dumnezeu este Sfânt. Nu e niciun fel de problemă. Dumnezeu este și dragoste. Și cumva am anulat caracterul lui Dumnezeu sau sfințenia lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept. Nu e niciun fel de problemă. Dumnezeu este și milă. Și am anulat și dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu urăște păcatul. Nu e niciun fel de problemă. Dumnezeu iubește păcătosul. Gandhi. Nu, Dumnezeu nu și poate. De ce să distrugi? Eu întreb dacă lucrurile astea așa că dragostea lui Dumnezeu distruge sfințenia lui Dumnezeu, de ce nu sfințenia distruge dragostea? Cine hotărăște care atribut al lui Dumnezeu se anulează? Nu, Dumnezeu este în același timp și dreptate și dragoste, în același timp și milă și mânie. Faptul că mintea omenească nu poate să cuprindă felul în care acestea două se împacă sau lucrează, este cu totul altceva. Dumnezeu rămâne sfânt. Și asta este cea mai mare problemă a umanității. Și pentru că Dumnezeu este sfânt, pentru că Dumnezeu este creatorul, pentru că Dumnezeu este stăpânul întregului univers și al nostru, pentru că Dumnezeu susține toate lucrurile, Dumnezeu a stabilit niște legi pe baza cărora funcționează universul ăsta. Este legiuitorul. El stabilește care sunt regulile. Am citit o carte de Francis Chan, vă recomand, Dragoste nebună, în care nu este despre relația dintr-o fată și băiat, apropo, așa că vă invit totuși să o citiți, că e frumoasă. Și spune la un moment dat în felul ăsta. Dacă ție nu-ți convine că ești în universul lui Dumnezeu, și zici, nu convin regulile lui Dumnezeu, legile lui Dumnezeu, restricțiile lui Dumnezeu. Sătul, domnule, de atâtea restricții. Să nu faci, să nu faci. Dumnezeu e plină de restricții, nu-mi place. Fă-ți universul tău în care tu ești Dumnezeu în universul ăla și stabilește ce reguli vrei tu. Deocamdată suntem în universul lui Dumnezeu și Dumnezeu a stabilit niște legi. Și eu asta putea, nu niciun fel de problemă, eu vreau să calc legile lui Dumnezeu. Știi ce? Hai să ne gândim puțin. Dacă n-ar exista, de exemplu, legea gravitațională, de exemplu. Niște legi fizice. Ce s-ar întâmpla? N-am existat, pur și simplu, n-am existat. Dacă n-ar exista legi fizice, ne-ar țâșni la două secunde sângele pe nas. Sau, nu știu, ne-ar sări ochii din cap. Sunt niște legi fizice pe care Dumnezeu le-a stabilit și nouă ne convin legile astea fizice. Nouă ne convin legile astea fizice. Sunt niște legi care sunt lăsate de Dumnezeu și care au adus, de exemplu, prosperitate în Europa de Vest. Reformatorii, când au învățat pe oameni că fiecare muncă, fiecare vocație este un dar de la Dumnezeu, o chemare de la Dumnezeu și trebuie să-ți faci slujba aceea pentru gloria lui Dumnezeu și să-ți găsești plăcerea în lucrul ăsta, oamenii și-au făcut treaba cu toată puterea și au adus prosperitate în Europa de Vest. Au funcționat pe niște legi ale lui Dumnezeu. Ne convine că legile lui Dumnezeu respectate au dus la prosperitate. Ne convine că sunt niște legi fizice care fac ca universul acesta să fie frumos. Ne convine că sunt niște legi civile și sociale care ne protejează pe noi, familiile noastre, proprietatea noastră. Sunt niște legi care te fac, care stabilesc ca tu să ai anumiți bani, ca tu să ai o anumită avere, ca tu să ai anumite lucruri pe care nu ți le poate lua nimeni. Și îți convin legile astea. Singurile legi. Toți ateii sunt de acord cu legile lui Dumnezeu și am auzit atei sinceri, sunt atei care nu sunt sinceri. Cei mulți nu sunt sinceri, atei care sunt sinceri spun. Cea mai bună variantă de religie este creștinismul. Asta supraviețuim cel mai bine. Asta protejează cel mai bine viața. Asta protejează cel mai bine proprietatea. Pentru că sunt legile lui Dumnezeu care fac bine umanității. Dar legile împotriva cărora au oameni probleme nu sunt nici legile civile, nici etica muncii învățată în Sfânta Scriptură, nici legile fizice, ci legile morale ale lui Dumnezeu. Ne place Dumnezeu să stabilească ce reguli vrea El, care să ne facă nouă bine, în afară de legi morale. Și motivul pentru care omului nu-i convin legile morale ale lui Dumnezeu, adică alea care încep cu să nu, sau să faci cu tare și cu tare lucru, este pentru că omul este păcătos. Nu pentru că legile acelea nu sunt bune. Și nu pentru că legile acelea nu ne fac bine. Nu pentru că legile acelea nu ne fac bine. Legile acelea ne fac bine. Dar motivul, problema este următor. Eu sunt păcătos, am o aversiune față de legile lui Dumnezeu pentru că vreau să fac ce-mi place mie, ce vreau eu. Și ce vreau eu și ce-mi place mie este păcătos. Însă Dumnezeu nu se poate dezminți, Dumnezeu nu se poate nega pe sine. Ce iasă din Dumnezeu este sfințenie. Când legile au ieșit din Dumnezeu, au fost niște legi sfinte, Dumnezeu a stabilit niște legi sfinte. Și ultimul punct foarte important de la acest punct principal când ne gândim la Dumnezeul nostru, este că Dumnezeu nu este doar legiuitorul acela care stabilește legi, Dumnezeu este și judecător. Adică pe baza legilor pe care Dumnezeu le-a stabilit, El ne cheamă la... Ne cheamă să dăm socoteală, da? Am discutat cu un băiat care venea dintr-o familie reformată, maghiar. L-am luat la ocază, mă duceam spre Oradea la Cluj și am început să vorbesc cu el. Și el mi-a zis, nu, eu nu cred. Uite, părinții mei sunt așa, eu nu cred. Eu cred în reîncarnare, eu cred în alte lucruri. Și am zis, fii atent. Dacă ce spui tu este adevărat,
N-am pierdut absolut nimic. În viața viitoare mă reîncarnez într-un tei. Sau într-un pom oarecare și mă fac ăștia o bancă și mă pun într-un parc. Înge, sau într-o gâză. N-ai pierdut nimic. Dar varianta aia n-ai pierdut. Dar dacă ce spun eu este adevărat, ai încurcat-o. Deci tu poți să spui ce vrei tu acum. Evenimentul judecății este stabilit de Dumnezeu ca un fapt istoric. Că eu vreau să trăiesc toată viața și spune, nu o să fie niciodată o zi a judecății. Asta nu schimbă cu nimic realitatea. Ziua judecății va fi că e o nec sau că nu nec. Dacă iei orice altă variantă, scapi cumva. Dacă ești martor al lui Iova și negi iadul sau negi viața viitoare într-un fel sau altul, nu ai vrut nimic, Domnule. Ai trăit mai vrut tu, niciun fel de probleme. Dar dacă există o zi a judecății, atunci trebuie să luăm cu foarte mare seriozitate relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu a stabilit niște legi și pe baza acestor legi Dumnezeu va judeca. Dumnezeu nu poate să bage mizeria sub covor. Dumnezeu nu poate să spună ca și preotul sutana în cap sau să te bage acolo la separare și să spună mărturisește ce ai făcut. Sau nimeni nu e voie să mărturisești că am văzut pe Facebook. Îți dau iertarea păcatului. Dumnezeu nu poate să facă treaba asta. Dumnezeu este Sfânt. Dumnezeu nu se poate neca pe sine. Dumnezeu este Sfânt. Și cea mai, vedeți, când încep și când te gândești la Evanghelie și zici Dumnezeu mă iubește și ai un plan minunat pentru viața mea, ai negat Evanghelia, aia nu este Evanghelia. Dumnezeu este Sfânt și tu ești păcătos. Dumnezeu a lăsat niște legi sfinte și tu le-ai călcat, asta este problema. Așa, al doilea punct al Evangheliei nu este că doar că Dumnezeu este Creatorul nostru, Stăpânul nostru, un Dumnezeu Sfânt, Susținătorul nostru, Legiuitorul nostru, Judecătorul nostru. Al doilea punct principal, fundamental al Evangheliei este că omul a căzut în păcat. Deci este important să ne vedem pe noi înșine. Este important să ne vedem pe noi înșine că doar așa vom fugi la soluția pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o. Mulți oameni se tem să se confrunte pe ei înșiși. Mulți oameni se tem să stea în fața oglinzii cuvântului lui Dumnezeu și să-și vadă toată hidoșenia sufletelor. Mulți oameni inventează tot felul de idei și promovează tot felul de idei. Există ceva bun în noi. Lasă Domnule că există o scânteie din Dumnezeu în noi și aia dacă o încurajezi, dacă ai grijă de ea, dacă stropești peste ea, așa ca o plantă firavă, încet, încet o să dezvolte cumva. Tot să dăm într-un fel de legătură cu Dumnezeu. Domnule, nu-i chiar așa lucru, nu-i chiar așa cum spuneți voi. Eu știu oameni buni în lumea asta. Eu știu oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și sunt oameni buni. Eu nu cred teoriile astea că suntem total depravați, că suntem stricați până măduva oaselor noastre. Eu nu cred lucrul ăsta. Biblia spune că suntem așa. Și te uiți în Sfânta Scriptură după ce se prezinte evenimentul creației, la scurt timp după aceea, Scriptura vorbește extensiv pe larg despre căderea omului în păcat, despre rebeliunea omului față de Dumnezeu. Auziți această frază total greșită, eretică, care spune sau te invită, nu vrei să intri într-o relație cu Dumnezeu. Nu, noi suntem într-o relație cu Dumnezeu. Noi suntem susținuți de Dumnezeu. Noi păcătuim continuu împotriva lui Dumnezeu. Dacă mă ajunge și l-ar da în fiecare zi în cap la cineva, eu nu sunt într-o relație cu omul ăla, sunt într-o relație de dușmănie cu el. Faptul că eu în fiecare zi păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, eu nu zic, ar trebui să intru într-o relație cu Dumnezeu. Ești într-o relație cu Dumnezeu. Nu este o relație de dragoste. Nu este o relație de tată-fiu, pentru că aceasta s-a rupt prin căderea omului în păcat. Și haideți să ne gândim puțin la starea de păcat a omenirii, la starea de păcat în care am ajuns și noi, fiecare dintre noi. În primul rând, suntem vinovați în mod infinit înaintea lui Dumnezeu. Care este problema? Problema este că legea lui Dumnezeu este desăvârșită și Dumnezeu ne cere supunere desăvârșită. Biblia spune, dacă ai călcat o singură poruncă, te faci vinovat de călcarea tuturor. Ce mai putea să spun cum așa? Dacă ai 400 de porunci și eu am călcat, ca și cum ar opri poliția, faptul că am călcat eu o singură lege, el spune, e vinovat de toate legile. Ce logică are asta? E foarte mare logică, pentru că legea lui Dumnezeu este un tot unitar. Și găsiți că Domnul Iisus Hristos sumarizează legea într-o singură poruncă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Da? Cine face lucrul acesta în fiecare secundă, așa cum Dumnezeu a cerut? Cu toată puterea, cu tot cugetul, cu toată ființa noastră. Nimeni. Nimeni. Și ești vinovat de călcarea legii lui Dumnezeu. Acum, atunci când ai călcat legea lui Dumnezeu, n-ai călcat legea unui stat, n-ai călcat legea stabilită de un președinte, de un primar sau de un rege. Ai călcat legea pe care a stabilit-o un Dumnezeu infinit. Și vinovăția pe care o primești prin călcarea legii unui Dumnezeu infinit este o vinovăție infinită. Este ceva ce nu poți plăti niciodată. Și deodată omul care a fost copilul lui Dumnezeu, care a trăit în părtășie cu Dumnezeu, care a umblat cu Dumnezeu, este deodată vinovat înaintea legii lui Dumnezeu în mod infinit. Nu are cum să șteargă lucrul acesta. Zice cineva, dar am făcut fapte bune. În ce fel o faptă bună poate să șteargă o faptă rea? Dacă ai dat peste cineva pe trecerea pietonă și spui, uite, eu 15 ani am condus bine mașina. Nu acum am omorât pe cineva. Zice, pentru că ai trăit 15 ani.
e ok, nu e niciun fel de problemă. O, am numai 10 oameni și m-am turnat, dar aia 15 ani? Nicăieri nu funcționează, îmi spăl faptele rele cu fapte bune. Vinovăția este vinovăție, da. Atunci când omul s-a făcut vinovat înaintea legii lui Dumnezeu, s-a făcut vinovat pentru că a dat într-un fel mâna cu diavolul. Diavolul este dușmanul de moartea sufletelor noastre. Ceea ce facem prin păcat este să dăm mâna cu el, este să lărgim împărăția lui. Este să preluăm din chipul lui. Dumnezeu ne-a făcut după chipul său. Atunci când păcătuim, preluăm caracteristici, atitudini din caracterul celui rău și ne facem urâți exact cum este Satan. Nu devenim atât de răi pe cât putem fi, nu devenim la fel ca diavolul, dar preluăm din caracterul, din chipul lui. Domnul Iisus spune la un moment dat oamenilor din vremea lui, chiar unor oameni care erau foarte religioși: voi vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Dacă ați fi fiul lui Avram, ați face faptul lui Avram. Voi aveți de tată pe diavol. De ce spune că aveau de tată pe diavol? Pentru că făceau lucruri, se asemănau cu diavolul. În gândirea lor, în poftele lor, în dorințele lor, în trăirea lor. Și apoi când păcătuim, ne stricăm și de fapt ne naștem în felul acesta. Adam când a păcătuit s-a stricat în natura lui. Natura noastră, personalitatea noastră înseamnă că avem minte, că avem emoții, că avem, avem voință, că avem conștiință. Toate acestea sunt afectate de păcat. Și în loc ca sufletul nostru cu toate părțile lui, da, să fie îndreptate către Dumnezeu, sunt îndreptate acum spre păcat. Natura noastră este stricată, este contaminată de păcat. Primul gând care îți vine nu este un gând bun, de a da glorie lui Dumnezeu și de a face voia lui Dumnezeu. Primul gând care îți vine nu este, ce spune în Biblie despre lucrul ăsta? Nici măcar după ce ești mântuit, după ce stabilești un instinct duhovnicesc de a face voia lui Dumnezeu, poți să spui că îți vine de multe ori, îți vine primul gând un gând bun. Dar în general nu este așa. În general, prima înclinație, primul instinct, primul gând este rău. De ce? Pentru că natura este rea. Și Domnul întreabă, cum puteți să faceți? Cum puteți să spuneți voi lucruri bune, voi care sunteți răi? Să nu mai spuneți niciodată, eu sunt un om bun. Nu, nu este. Nu este omul ăla bun. Apoi noi suntem ori la realitatea spirituală. În momentul în care Adam cu Eva au păcătuit, ceea ce s-a întâmplat a fost să fie orbiți la frumusețea lui Dumnezeu, la frumusețea caracterului lui Dumnezeu, la frumusețea a ceea ce a cerut Dumnezeu. Și Biblia spune că Satan a orbit mintea noastră, 2 Corinteni capitolul 4, ca să nu vedem frumusețea Domnului Iisus Hristos. De multe ori auzi tot felul de lucruri frumoase despre Dumnezeu sau despre Domnul Iisus Hristos și ești indiferent, nepăsător. Am mai auzit lucrurile astea. Nu ești atras, nu ești cucerit, nu ești câștigat așa irezistibil de frumusețea lui Hristos. De ce? Pentru că am devenit ori. Putem să înțelegem cu mintea ce spune Evanghelia, dar nu putem să vedem cu sufletul nostru frumusețea lui Dumnezeu. Am devenit ori, n-am devenit doar ori, am devenit robi. Și cineva ar putea să ne... Da, suntem robi păcatul. Domnul Iisus spune, cine trăiește în păcat este rob păcatul. Oamenii din lume, este un lucru foarte important și în evanghelizare. Oamenii din lume spun, ai, nu sunt rob păcatului. Voi sunteți ăia fraieri care țineți niște reguli și în loc să vă bucurați de lumea asta și de tot ce te oferă ea, vă țineți niște reguli și credeți în niște lituri scrise acum 2000, 3000 sau 4000 de ani. Noi nu suntem așa. Noi suntem liberi să facem ce vrem noi, da? Uite, fii liber o săptămână de zile, citește Noul Testament și fii liber să faci ce cere Biblia. Uite, demonstrează că ești liber. Noi am fost liberi ca tine, în ghilimele. Acum demonstrează tu că ești liber ca noi și fă ce cere Dumnezeu. Să vezi. O săptămână de zile. Nu te trebuie nici 5 minute, el nu are cum să facă lucrul ăsta, el nu-și dorește lucrul acesta, el urăște, el nu poate să schimbe sentimentele, inclinațiile lui, dorințele lui, el urăște tot ce spune Dumnezeu, el urăște pe Dumnezeu, urăște sfințenia lui Dumnezeu, pentru că suntem robi iubitori ai păcatului și suntem așa de nebuni, ascultați-mă, așa de nebuni în păcatul nostru, fiind înlănțuiți de păcat, ne bucurăm de el, ne place de păcat. Scriptura spune că eram robiți de tot felul de pofte și de plăceri. Ne iubim lanțurile noastre, nu vrem să ne elibereze nimeni. Dacă ar veni cineva și-a spune, vreau să-ți dau Dumnezeu la lanțurile tale, nu vreau, lasă-mă că îmi place. Îmi place păcatul. Nu mă interesează. Omul este în felul acesta, datorită căderii în păcat. Omul este despărțit de Dumnezeu și dușmanul lui Dumnezeu. În momentul în care el a păcătuit și împreună cu el noi toți, ne-am despărțit total de Dumnezeu. Și clar, suntem sub condamnarea lui Dumnezeu datorită acestui lucru. Ce se întâmplă? Ar trebui să conștientizăm și noi credincioșii ce înseamnă să fim despărțiți de Dumnezeu? Ce înseamnă să fim împăcați? Și chiar după ce ne întoarcem la Dumnezeu, lucrul acesta ies în evidență când ne gândim la păcatele pe care continuăm să le facem. După ce Dumnezeu a lucrat în viața noastră. De exemplu, desconsiderăm dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat totul să te scoată din păcat. Când păcătuiești, pur și simplu bajocurești dragostea lui Dumnezeu. Zice, te-am iubit așa de mult. Și am urât așa de mult starea în care ai fost, încât am dat totul. Nu era nimic
care Dumnezeu să ne fi putut da mai mult decât pe Fiul Său. Mai mult decât pe sine. S-a dat pe sine însuși Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos. Din dragoste. Fiecare dată când păcătuiesc, bajocoresc dragostea lui Dumnezeu. De fiecare dată când păcătuiesc, provoc din nou mânia lui Dumnezeu. Hristos când a stat la cruce a absorbit toată mânia lui Dumnezeu care trebuia să se prăbușească peste capetele noastre și să fim distruși pentru eternitate. Stăm în eternitate sub mânia lui Dumnezeu. Și Hristos a absorbit mânia lui Dumnezeu. De fiecare dată când păcătuiesc, nu fac decât să provoc din nou mânia lui Dumnezeu care se descopere de cer împotriva oricărei, adică fiecărei în parte, fiecărei nelegiuiri. De fiecare dată când păcătuiesc, ne cinstesc providența lui Dumnezeu. Dumnezeu îmi dă aer, Dumnezeu îmi dă putere să trăiesc și folosesc lucrurile acestea ca să-mi bag joc de Dumnezeu, ca să fac ce nu-i place lui Dumnezeu. Vorbim de cele mai lucruri simple. A te uita la ceva ce nu trebuie să te uiți, a asculta ceva ce nu trebuie să asculti, a vorbi ceva ce nu trebuie să vorbești, a face ceva ce nu trebuie să faci. Fac lucruri care nu-i place lui Dumnezeu cu puterea lui Dumnezeu. Gândesc lucrurile care nu-i plac lui Dumnezeu cu mintea pe care Dumnezeu mi-o dă și mă ține întreagă în cap. Dumnezeu cum ar putea să face să nebunesc într-o fracțiune de secundă? Să-și ia harul din mintea mea. Un har general pe care îl dă oamenilor tuturor. Dar nu face lucrul acesta. De fiecare dată când păcătuiesc, păcătuiesc împotriva puterii de grijă a lui Dumnezeu, împotriva providenței lui Dumnezeu. Necesitez slava lui Dumnezeu. Catehismele reformate spun, Dumnezeu ne-a creat pentru slava lui și ca să ne bucurăm în el. Ca să ne fericim în el. Fericirea supremă este la descoperirea slavei lui Dumnezeu în sufletele noastre. La descoperirea frumuseței lui Dumnezeu în sufletele noastre. Fericirea este o stare lăuntrică, spirituală. Este o stare fizică. De fiecare dată când păcătuiesc, pur și simplu mă jefuiesc pe mine însuși de bucuria pe care ar putea să o am înaintea lui Dumnezeu și în Dumnezeu. De fiecare dată când păcătuiesc împotriva harului lui Dumnezeu. Întreabă Pavel la un moment dat să păcătuim ca să mulțească harul? Nu! Pentru că noi acum suntem morți față de păcat. Harul lui Dumnezeu ne elibera de sub puterea păcatului. Când păcătuiesc, pur și simplu păcătuiesc împotriva acelui har care m-a scos de sub păcat. Și trăiesc o anomalie. Când păcătuiesc, bajocoresc îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. Spune Pavel, nu vezi tu că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu sau bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la... Pocăință îndelunga... Zice, mă, o să știi că Dumnezeu e îndelung răbdător. Că pot să-mi împing puțin limitele. Nu, îndelunga răbdarea lui Dumnezeu te îndeamnă să te oprești. El îți mai dă timp ca să te pocăiești. Nu-ți mai dă timp ca să păcătuiești. Mai ales după ce Dumnezeu lucrează în viața noastră. Și sunt multe aspecte, dacă ați putea să vă gândiți la fiecare atribut al lui Dumnezeu, puteți să faceți exercițiul ăsta singur. Fiecare păcat lovește în fiecare atribut al lui Dumnezeu, în fiecare lucrare a lui Dumnezeu. De exemplu, Duhul Sfânt ne-a fost dat ca să fie mângâietorul nostru, ca să ne dea pace, ca să ne dea siguranța mântuirii, ca să ne dea bucuria mântuirii. Când păcătuiesc, pur și simplu vreau să-L izgonesc pe Duhul Sfânt din viața mea. El nu pleacă, datorită harului lui Dumnezeu, dar asta fac. Căderea omului în păcat îl plonjează pe om pe o pantă din asta fără capăt și coboară cu greutatea plumbului în jos, pe pantă din asta fără capăt, a păcatului, a despărțirii de Dumnezeu, a jefuirii de sine de plăcere și de bucurie și de fericire reală în Dumnezeu. Dar Evanghelia spune că Dumnezeu este Creatorul nostru, Evanghelia spune că noi am căzut în păcat, Evanghelia spune că Domnul Iisus Hristos a venit să rezolve problema. Evanghelia nu spune, fă un pas către Dumnezeu și El o să facă doi către tine. Asta este o erezie. Ascultați-mă, asta este o erezie. Evanghelia nu spune, tu ticălosul, rebelul față de Dumnezeu, ori față de frumusețea lui Dumnezeu, rob păcatului, rob diavolului, înclinat spre rău, iubitor de rău, fă un pas către Dumnezeu. Întinde numai mâna lui Dumnezeu acolo din groapă și El îți dă frânghia. Nu aprinde frânghia, nu spune asta Evanghelia, ascultați-mă, nu spune asta Evanghelia. Pe când eram noi încă păcătoși, pe când eram noi încă fără putere, Hristos a murit pentru noi. Nu vedeți nicăieri în Biblie, nu găsiți o mărturisire personală a convertirii de felul ăsta. M-am născut într-o familie de credincioși, de mic am mers la grupele de copii, am mers la tineret și m-am hotărât să încheie un legământ cu Domnul în apa botezului. Găsiți vreo mărturisire din asta în Sfânta Scriptură? Nu! Voi erau morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acestea, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când făceam voile Filip Pământe, trăiam în gândurile noastre și așa mai departe și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar, într-o zi m-am gândit să întind mâna către Dumnezeu. Într-o zi m-am gândit să îi fac o ofertă lui Dumnezeu sau să accept oferta lui Dumnezeu. Într-o zi l-am căutat pe Dumnezeu, nu. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile și păcatele noastre, ne-a adus la viață. Intervenția este din exteriorul nostru.
Intervenția este fără acordul nostru. Știți ce? Hristos a murit pentru noi fără acordul nostru. Fără să ne întreb. Vreți să mor pentru voi? Nu ne-am întrebat pe niciunul dintre noi. Nu ne-a chemat Dumnezeu așa, într-o preexistență, toate sufletele preexistente, care nu există, dar să ne fie chemat toate, vă crezi dinainte de întemeierea noastră să vă întreb. Ați vrea după căderea voastră în păcat să-L trebuie pe Iisus să moară pentru voi? Nu ne-a întrebat pe Dumnezeu pe niciunul dintre noi. Ne-a iubit și L-a trimis pe Fiul Lui pentru noi. Și Fiul Lui a murit pentru noi fără să ne întrebe dacă vrem lucrul acesta. Fără să ne întrebe dacă vrem lucrul acesta. Intervenția a fost din exterior, intervenția a fost fără voia noastră, fără acceptul nostru, fără să-L sfătuim noi pe Dumnezeu, fără să-i dăm noi idei lui Dumnezeu, fără să-L rugăm noi pe Dumnezeu, fără să-L implorăm noi pe Dumnezeu, deși ar fi trebuit să facem lucrul acesta. Dumnezeu a intervenit și a adus planul de mântuire datorită voinței sale. Și când vă gândiți la acest al treilea punct al Evangheliei, care este substanțial, important, crucial, la Domnul nostru Iisus Hristos, trebuie să vă gândiți la viața Lui, să vă gândiți la tot ce a parcurs Domnul Iisus Hristos. S-a întrupat. Dumnezeu de Dumnezeu adevărat a coborât și a luat carne și sânge. De ce a luat carne și sânge? Pentru că carnea și sânge l-a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Pentru că carnea și sângele trebuia să suporte pedeapsa lui Dumnezeu. Pentru că carnea și sângele trebuia să absoarbă mânia lui Dumnezeu. Și s-a făcut ca unul dintre noi, dar fără păcat. După ce s-a întrupat, a trăit o viață perfectă. De ce nu s-a întrupat la 30 de ani? Se putea, nu se putea, e o problemă filozofică asta, mai degrabă decât teologică. Dar s-a întrupat și a trăit o viață perfectă. A trăit viața pe care nici eu, nici tu nu o puteai trăi. Și pe care nici astăzi nu o putem trăi perfect. Și am primit cerințele lui Dumnezeu în mod desăvârșit. În mod desăvârșit. El a fost împlinirea legii lui Dumnezeu. După ce am trăit această viață perfectă, s-a dus la cruce la Golgota și la cruce la Golgota a fost despărțit de Dumnezeu, ca noi să fim apropiați de Dumnezeu. A murit moartea noastră. A suportat pedeapsa noastră. A fost despărțit de Dumnezeu în locul nostru. Absorbim în ea lui Dumnezeu în întregime, în locul nostru. Știi, vă aduceți aminte, chinurile cele mai mari ale Domnului Iisus Hristos nu au fost fizice, au fost fizice, au fost greu de imaginat ce s-a întâmplat acolo. Dar au fost mai mult decât fizice. A fost mult mai mult decât fizice, că mulți oameni au murit martiri. Și dacă citiți în Sfânta Scriptură, veți vedea oameni care au murit cu bucurie, s-au jertfit cu bucurie pentru Dumnezeu în felul acesta, dar ca martiri, nu jertfă pentru păcate. Și de-a lungul istoriei, oameni care au cântat în fața lucrurilor, care au lăudat pe Dumnezeu în timp ce erau prăjiți. Și vedem pe Hristos ne ajunge la cruce și în grădina Ghețiman se frământă într-o asemenea măsură încât transpiră sânge. De ce? Pentru că paharul acela cu toată mizeria și putoarea păcatelor noastre este prezentat Domnului Iisus Hristos. Paharul cu păcatele noastre și cu mânia lui Dumnezeu datorită păcatelor noastre. El trebuia să-l bea până la ultima picătură. Până la ultima picătură. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos la Golgota. Dar și fiecare dintre noi, crezul spune asta. Biblia spune asta, că El a înviat. A înviat ca o demonstrare a faptului că nu poate fi ținut de moarte, era Dumnezeu. A înviat ca o demonstrare a faptului că Dumnezeu a acceptat lucrarea Lui substitutivă, ispășitoare. A înviat pentru ca să ne socotească neprihănița. A înviat pentru că ca să ne dea tot ceea ce a cumpărat prin moartea Lui. A înviat ca să se prezinte cu toate binecuvântările sale. Da, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări cerești în Hristos Iisus și a venit să ne dea toate darurile sale, toate binecuvântările sale, da? A înviat, s-a înălțat la cerul. Și s-a înălțat la cerul ca să fie făcut de Dumnezeu stăpânitor al întregului univers. Să fie pus din nou în poziția în care trebuia să fie. S-a înălțat la cerul, a trimis Duhul Sfânt ca noi să trăim o viață nouă, s-a înălțat la cerul ca să devină mijlocitorul nostru. Astăzi dimineață te-ai trezit, dacă te-ai trezit și ești creștin, ești pentru că Iisus Hristos mijlocește pentru tine. Pentru că te-ar putea ataca lumea și diavolul într-o asemenea măsură și firea ta s-ar putea ridica împotriva ta însăți într-o asemenea măsură încât să renunți la tot ce ai crezut până acum. Motivul pentru care nu te pierzi din credință este pentru că eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. De asta. Pentru că Hristos mijlocește pentru noi. Am mijlocit de pe pământ și mijlocește și acum pentru noi. Și noi știm că nu există nicio rugăciune pe care Fiul să o facă Tatălui și Tatăl să nu-L asculte. Nu există niciun fel de astfel de rugăciune. El mijlocește pentru noi și se va întoarce pentru noi. Întoarcerea Domnului Iisus Hristos va fi o demonstrație în fața întregii lumi că El n-a uitat de noi. Noi știm că n-a uitat de noi, că a trimis pe Duhul Sfânt în locul Lui, da? Mijlocitorul, înlocuitorul Lui. Vă voi trimite un alt mângâietor, exact ca El.
Dar se va întoarce ca o demonstrație vizibilă în fața întregii lumea. Am venit să-mi iau mireasa, am venit să-mi iau poporul, am venit să-mi iau biserica. Am venit să iau pe cei care sunt a mei, cu care am fost în mod invizibil și acum voi fi în mod vizibil pentru toată eternitatea. Se va întoarce după noi. Și după ce se va întoarce după noi, va face judecata. Dar Scriptura spune, cine crede în El, nu vine la judecată, ci trece din moarte la viață. Va face judecată pentru lume, va face judecată pentru noi ca să ne răsplătească. Nu ca să hotărească dacă suntem sau nu mântuiți. Ce va face judecata Domnului Iisus Hristos ne va în veșnicii. Așa zice în veșnicie, pe pământul acela nou, lumea aceea nouă, cerul nou și tot ce va crea Dumnezeu. Ce a făcut Hristos la cruce de la Golgota? Aceasta este persoana Domnului Iisus. Ce a făcut Iisus la cruce de la Golgota? La cruce de la Golgota a absorbit mânia lui Dumnezeu, dar a ispășit mânia lui Dumnezeu. La cruce de la Golgota a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu. De asta, astăzi putem să vorbim de dragostea lui Dumnezeu. Că dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută față de noi. Dreptatea cerea să fim pedepsiți. Dumnezeu nu poate pur și simplu să treacă peste păcat. Nu poate pur și simplu. El este drept și dreptatea a fost satisfăcută de Domnul Iisus Hristos. El ne-a împăcat, zice Scriptura că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. A spulberat zidul acela care stătea între noi și Dumnezeu. El ne-a îndreptățit. Deci ca să fim noi neprihănirea lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Asta mi se pare una dintre cele mai grozave vești pe care le aduce Evanghelia. Că în Domnul Iisus Hristos Dumnezeu se uită la tine ca fiind neprihănit. O experiență extraordinară cu un băiat care era dependent de pornografie. Un prieten foarte apropiat și s-a prăbușit într-o zi și mi-a spus, uite, este prieten de atâta, tu nu știi în ce robie sta. Știți cum a fost eliberat băiatul ăsta? Nu l-am dus la nicio exorcizare. Și mulți se dau tehnici și avem 30 de pași pe care trebuie să-i parcurgi ca să scapi de păcat și să faci treaba asta. Uite, 1, 2, 3, 4 ca să scapi de mânie. 5, 6, 7, 8, 9, 10 fiindcă sunt păcat mai greu. Și așa mai știți cum a scăpat înțelegând doctrina îndreptățirii sau socotirii. Ce înseamnă a fi socotit neprihănit? Să stai înaintea lui Dumnezeu în ciuda ceea ce sunt și Dumnezeu mă vede neprihănit. Mă vede neprihănit pentru că Hristos m-a făcut neprihănit. Pozițional vorbim, da? Noi nu negăm realitatea în care trăim. Dar felul în care Dumnezeu mă vede pe mine este prin Domnul Iisus Hristos. Dacă astăzi toți am intrat acum, ar fi sfârșitul istoriei lumii și toți ne-am prezentat înaintea lui Dumnezeu, noi am fi prima grupă pe care Dumnezeu ne-ar lua la evaluare și te-ar întreba care e singurul motiv pentru care te primești în cer? Azi mi-ați încântat la grupa de laudă și închinare. Nu! Azi tocmai predicam despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu! Singurul motiv pentru care ne-ar primi acolo este pentru că avem un apărător, un avocat, un mijlocitor la dreapta Tatălui. Unul care a plătit pentru noi și care ne-a dat neprihănirea lui nou. Asta e singurul motiv. Nu există nici un alt motiv. Și impactul pe care această doctrină a avut-o în viața acestui băiat, Dumnezeu nu-i supărat pe mine, Dumnezeu nu-i mânios pe mine, Dumnezeu nu mă respinge, Dumnezeu nu mă trimite în iad, Dumnezeu mă vede neprihănit în Domnul Iisus Hristos. Motivul pentru care stătea în robie este pentru că credea că Dumnezeu o să-l accepte în funcție de când și cum o să scape de păcatul ăla. Și asta îl făcea să fie robit de păcatul ăla. Și când a acceptat că Dumnezeu nu-l acceptă, când a acceptat el ideea că Dumnezeu nu-l acceptă pe baza scăpării de păcatul ăla, până la urma urmei, de ce l-au pus numai păcatul ăla, mai erau și multe altele. Când a acceptat că Dumnezeu îl acceptă pe baza Domnului Iisus Hristos, atunci a primit eliberarea sufletului lui. Și a putut să-și privească starea în față, păcatul în față, și să se ocupe de el odată pentru totdeauna. Și s-a ocupat și a primit eliberarea. Crucea Domnului Iisus Hristos este ceea ce aduce eliberare, când înțelegem. A ispășit mânia, că s-a desfăcut dreptatea, că ne-am păcat cu Dumnezeu, că ne-am îndreptățit, că am trecut din moarte la viață, că a anulat cerințele legii pentru noi, pentru că El a satisfăcut, pentru că a distrus autoritatea diavolului, spune Scriptura, pe cel care avea puterea în morți asupra noastră, pe cel care ne robea, pentru că ne-a răscumpărat pentru Dumnezeu, ne-a despărțit de lege și ne-a căsătorit cu Dumnezeu, Romani, capitolul 7, pentru că ne-a câștigat o viață nouă și astăzi putem să spun, nu mai trăiesc eu, am murit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, am o altă semnificație a vieții, am o altă direcție a vieții, pentru că Hristos m-a cumpărat. Trup și suflet, sunt al Lui. Nu mai am eu niciun drept asupra mea, nu mai are satana drept asupra mea, nu mai are lumea drept asupra mea. Ce o să spună prietenii, ce o să spună colegii, nu mă mai interesează. Sunt al Lui Hristos, sunt locuit de Hristos. Sunt câștigat pentru totdeauna de Hristos. Crucea Domnului Iisus Hristos este ceea ce face diferență fundamentală în viețile noastre. Însă al patrulea punct al Evangheliei este că Evanghelia ne face o chemare, ne face o confruntare. Evanghelia ne lovește în față cu adevărul. Evanghelia nu e așa încet. Nu e acum, nu știu. Hai să spun. Aveți o problemă, că sunteți bolnavi.
că e ceva nu e în regulă în viața voastră, nu știu, văd niște simptome care nu sunt ceva, arată că nu e în regulă. Nu știu, nu ești într-un mediu potrivit, părinții te nici foarte frumos cu tine. Nu ești într-o societate în care ești destul de bine plătit ca să nu mai furi sau să schimbi viața. Nu, Evanghelia mi-a spus, tu ești problema. Tu ești problema. Dar ce spune că tu ești problema, să-l arată pe Domnul Iisus Hristos. Dar nu este suficient. Stai și te uiți la soluție, știți cum e? Ca și cum a stat soția mea dimineața și zice, Andrei, bine faci, uite, am o rețetă aici extraordinară. Și ce am să spună? Cu făina, cu ce pune acolo? Extraordinară rețeta asta. Hai să o mâncăm. Ce e? Așa privesc unii oameni Evanghelia. O, sunt de acord cu tot ce ai spus tu. Dom'le, o veste extraordinară. Fantastic. Deci, extraordinar ce ai spus tu. Bine. Și? Evanghelia ne face o chemare. Și chemarea pe care o face Evanghelia este să ne pocăim și să credem în Domnul Iisus Hristos. Să te pocăiești și să crezi în Domnul Iisus Hristos nu înseamnă să te botezi. Ascultați-mă bine ce vă spun. Eu sunt baptist, dar nu asta înseamnă să te pocăiești și să crezi. Să te pocăiești și să crezi în Domnul Iisus Hristos nu înseamnă să începi să mergi la tineret. Să te pocăiești și să crezi în Domnul Iisus Hristos nu înseamnă să te înscrii într-un cult. Oricare ar fi el. Să te pocăiești și să crezi în Domnul Iisus Hristos nu înseamnă să spui, a, sunt și eu de acord cu ce spuneți voi. Eu sunt de acord că rețeta e extraordinară. Să te pocăiești și să crezi înseamnă să mănânci mâncarea care a fost făcută după rețeta aia. Să o iei pentru tine. Să o iei pentru tine. Să le iei pe Hristos pentru tine. Hristosul despre care ți-am vorbit, Hristosul despre care îți vorbește Sfânta Scriptură, să-L iei pentru tine. Ca să poți să faci lucrul acesta, este necesară o înviere spirituală care o face Dumnezeu. Dumnezeu nu ne îmbunătățește, Dumnezeu ne învie că noi suntem morți. Cei mai mulți oameni nu sunt de acord cu diagnosticul pe care ne-l dă Evanghelia. Că suntem morți, că suntem orbi, că suntem robi, că suntem iubitori de păcat, înclinați spre păcat, voluntari, trăind în robia păcatului. Cei mai mulți oameni nu acceptă ce spune Scriptura despre noi înșine. Și pentru că nu acceptă lucrul acesta, nu acceptă nici din toată inima soluția pe care o dă Dumnezeu. Asta este problema. Evanghelia face o chemare. Evanghelia ne confruntă și ne face o chemare. Să luăm pe acest Hristos pentru noi. Este o discuție foarte largă și este atâta confuzie pe seama credinței și pocăinței. Ce înseamnă credința? Asta trebuie să faci, atât. Să te pocăiești și să crezi în Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă credința și pocăința? Deci Dumnezeu nu vrea să ne îmbunătățească. Dumnezeu nu vrea să ne înregimenteze într-un cult. Dumnezeu vrea să ne aducă la o viață nouă și noi să ne pocăim și să credem. Ce înseamnă credința? Credința nu înseamnă doar să cunoști adevărul Sfintei Scripturi. Înseamnă și asta, dar înseamnă mai mult. Credința nu înseamnă doar să consimți. Dar sunt de acord că ceea ce ai spus cu adevărat. Tu te cunoști ce ai spus? Și sunt de acord cu asta. Credința nu înseamnă doar să fii convins că lucrurile astea sunt adevărate. Să constați. Dar constat acum că ceea ce ai spus tu este adevărat, consimt. Sunt de acord cu ce ai spus tu. Sunt convins că ce ai spus tu este adevărat. Credința înseamnă mai mult decât atât. Credința este momentul în care tu capitulezi în fața Domnului Iisus Hristos cu întreaga ta viață. Și nu mai există nimic ce ții pentru tine. Spui, viața mea în întregime o dau Domnului. Vreau să primesc ceea ce Hristos a câștigat pentru mine. Din momentul, credința este mai mult... De asta am o problemă cu limbajul acesta. Iau o decizie pentru Domnul Iisus. Și ce se întâmplă? Am luat și multe decizii. Am luat o decizie pentru Domnul Iisus și ies afară și trăiesc la fel. Pentru că n-am avut niciun moment în viața mea în care am capitulat în fața Domnului Iisus. Și că am păcatele astea ascunse pe care le-am ținut și când am luat o decizie pentru Domnul Iisus. Am luat o decizie pentru Domnul Iisus și am trăit în continuare în păcatele mele. Am luat o hotărâre pentru Domnul Iisus Hristos la multe evanghelizări, eu personal, dar în continuare mi-am trăit viața mea în fiecare săptămână și nu exista niciun fel de transformare. Pentru că n-a existat niciun moment în care să stau în fața lui Hristos și să spun eu am nevoie mai mult decât să iau o hotărâre, să iau o decizie. Mai degrabă credința și pocăința este momentul în care capitulezi, în care te oprești, în care încetezi să mai faci ceva. Spui, Doamne, eu nu pot să fac, Tu poți să faci pentru mine. Cedez, mă opresc, nu mă măzbat. Nu mai ies afară cum am venit. Nu mai plec numai cu o decizie, cu o hotărâre, cu o mână ridicată, cu o rugăciune spusă. Îți dau ție viață, fă tu. Este o capitulare, este o agățare de Domnul Iisus Hristos, este o contopire cu Domnul Iisus Hristos, este o cerere și o căutare disperată după Domnul Iisus Hristos. Noi baptiști aveam o cântare în Cărțile Negre, care spunea, vin la tine, dar nu ca un... Știți cântarea? Dar nu ca un disperat. Foarte rău. De-aia n-ai viața transformată. Că n-ai ajuns niciodată la disperare și să-L vezi pe Iisus ca unica ta soluție, ca singura ta variantă. Unii oameni se gândește, e foarte riscant ce spui tu, să-ți dai total viața Domnului Iisus Hristos. Să lași
totul normal, absolut, orice vis, orice hobby, orice idee, tot. Și să lași pe Hristos să-ți definească viața în orice privință. E foarte riscant. Nu, tu ești la risc acum, ești sub mânia lui Dumnezeu. Ești cam mort. Iadul este tău, nu există niciun risc să-ți dai viața Domnului Iisus Hristos. Cel mult ai putea risca încercând, atât. Dar oricum viața ta este pe munchii de cuțit, oricum direcția ta este iadul, oricum ești pierdut. N-ai ce să veni la Hristos când riscul este deja luat și înfăptuit. Ești pierdut. Din poziția asta îl privim pe Hristos, din oameni care suntem pierduți. Nu din oameni care stăm la masă cu Domnul Iisus. Ce ofertă ai? Asta. Mă mai gândesc. Nu, e ca și cum ai avea o secundă de trăit și să dă o singură variantă. Și singura variantă este Domnul Iisus Hristos. Asta spune Evanghelia. Asta este credința. Așa primește credința pe Hristos. Îl îmbrățișează pe Hristos, îl ia pe Hristos ca unica variantă. Noi nu avem varianta de a trăi viețile cum vrem noi sau varianta de a-L primi pe Hristos. Nu, a continua fără Hristos înseamnă pierdut. Nu este o altă variantă. Hristos nu este cireașa de pe tot. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Dumneavoastră, Hristos nu este cireașa de pe tot. Toate lucrurile merg bine aici în Spania, bani am, părinți am, familie am, biserică am. Mă, dacă aș avea și siguranță, vezi ce ar fi extraordinar. Nu, totul este egal cu zero fără Domnul Iisus Hristos. Zero! Hristos nu vine doar așa să-ți dea biletul pentru veșnicie. Hristos vine să devină centrul vieții tale și să redefinească toată viața ta. Deci a te întoarce la Domnul Iisus Hristos înseamnă a ceda înaintea lui Hristos, a-L primi pe Domnul Iisus Hristos, a-L crede pe Domnul Iisus Hristos, a-L îmbrățișa pe Hristos, a-L lua pe Hristos pentru tine. Pocăința înseamnă să-ți recunoști păcatul, să-ți recunoști păcatul tău, să-ți regreți păcatul, să-ți fie rușine pentru păcatul tău, dar nu pentru că tu prinzi cineva. Am aflat și ceilalți tineri ce-a făcut. Pare rău pentru păcatul, nu regret păcatul. M-a prins poliția și-mi dă amendă, îmi pare rău că am depășit viteza. Mie nu pare rău că am depășit viteza. Mi-e pare rău când dă amendă. Aia nu este pocăință. Pocăința este starea lăuntrică pe care o ai în relație cu Dumnezeu. Adică îmi recunosc păcatul înaintea lui Dumnezeu. Îmi este rușine pentru ce am făcut datorită faptului că Dumnezeu m-a văzut. Și dacă nu m-ar fi văzut mie, nimeni, mie tot îmi este rușine pentru că m-a văzut Dumnezeu. Îmi regret păcatul pentru că l-am ofensat pe Dumnezeu care a fost atât de bun față de mine. Îmi recunosc păcatul înaintea lui Dumnezeu. Mă poziționez împotriva păcatului și mă întorc către Dumnezeu. Acum este într-adevăr această întrebare și cu asta încheie, această întrebare. Dom'le, sunt chemat să-mi las păcatul înainte să vin la Dumnezeu, că altfel Dumnezeu nu mă primește. Și uite, Dumnezeu la mine, ai venit la mine, e bine, dar ai împăcat în viața ta, că nu te pot primi așa. Și asta ar fi confuzia în care ar putea să trăim. Vin la Dumnezeu, dar nu mi-am... Și mulți oameni spun, aș veni la Dumnezeu, dar nu mi-am lăsat toate păcatele. Tu niciodată nu o să-ți poți lăsa toate păcatele. Tu trebuie să vii la Hristos așa. Însă ceea ce ne cere Hristos nu este să ne eliberăm de noi înșine de păcat, pentru că Scriptura spune, dacă Fiul vă va face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Deci Dumnezeu nu ne zice, eliberează-te singur de păcat. Și după aia vii la mine, că nu te pot primi așa. Nu. Scriptura ne spune să ne poziționăm diferit față de păcat. Adică să văd păcatul ca dușmanul meu, ca inamicul meu numărul 1. Viața mea fără Dumnezeu ca dușmanul meu, inamicul meu numărul 1. Să mă poziționez împotriva păcatului. Nu să mă eliberez pe mine de păcat, ci să spun, nu mai vreau să trăiesc în păcat. Și vin la Hristos cu aversiune față de păcat, pocăindu-mă înaintea lui Dumnezeu, da? Respingând viața pe care am avut-o înainte. Și asta este chemarea pe care o face Evanghelia, promisiunea pe care o face Evanghelia și asta este al cincilea punct al Evangheliei, este că dacă l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, viața ta va fi transformată. Simplu spus, din punctul acesta, viața ta întreagă va gravita împotriva unui singur lucru. Tu vei lucra în continuare, îți vei face facultate în continuare, te vei căsători, poate vei avea punct, poate vei avea un loc de muncă, poate te vei bucura de un picnic, vei trăi ca un om dintr-un anumit punct de vedere normal. Dar toate lucrurile le vor face gravitând în jurul lui Hristos. Diferența dintre tine și un ateu când stai la masă este că tu vezi că mâncarea aceea vine de la Dumnezeu, este un dar de la Dumnezeu. Diferența dintre tine și un ateu care spune la muncă este că tu te duci la muncă, muncești cu toată puterea ta, nu încerci să driblezi pe nimeni, pentru că tu muncești pentru Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu și mai ești și plătit pentru asta. Diferența dintre tine și un ateu care se căsătorește este că tu vezi căsătoria ca o împlinire sau cu o imagine a Evangheliei. Relația pe care Hristos o are cu biserica. Dragostea pe care Hristos o are pentru biserică. Perseverența pe care Hristos o are în relația cu biserica. Iubirea pe care Hristos o are în relația cu biserica. Da? Fiecare lucru este definit în relație cu Domnul Iisus Hristos. Asta este viață cu semnificație. Asta este viață cu direcție. Și vă mai spun din nou, am auzit lucrul acesta personal, atei care spun, Doamne, viața nu are nici
niciun sens, nicio direcție. Eu m-aș sinucide dacă aș crede lucrul ăsta. Și am vrut să fac lucrul ăsta în adolescență. Pentru că am crezut că viața nu are niciun sens. Era și filozof. Nu foarte deștept, bineînțeles. Am tras concluzia că viața nu are sens. Și ascultați-mă, viața nu are sens fără Hristos. Viața nu are sens dacă nu știi de unde vii și unde te duci. Viața nu are sens dacă faci toate lucrurile pentru tine, la sfârșitul zilei, dacă ești sincer, și stai în taina inimii tale în pat, fără să-ți pui căști pe urechi și să-ți sune muzica ca să nu poată Dumnezeu să te cerceteze și Satana să te mintă în continuare. Dacă ai stat și te-ai gândit, vei da seama că ai făcut un lucru toată ziua aia, fără semnificație, care duce nicăieri. Vine de nicăieri și se duce nicăieri. Dar dacă l-ai pe Hristos, tot ce faci are semnificație. Tot ce faci are semnificație. Asta a fost etica protestantă, mentalitatea protestantă adusă acum 500 de ani la reformă. În momentul în care te-ai întors la Dumnezeu și lumina Evangheliei a pătruns în viața ta și ai fost în păcat, reconciliat cu Dumnezeu și nu mai este mânios Dumnezeu pentru tine, ești în grația lui Dumnezeu, ești în favorul lui Dumnezeu, ai siguranța vieții veșnice, nu trăiești viața oricum, ci trăiești viața definită în totalitate, în relație cu Domnul Iisus Hristos. Asta este o viață cu semnificație. Cum să, a, sună bine, dar mă tem că risc. N-ai ce să riști, ești pierdut, nu mai ai ce să riști. Dacă nu ești întors la Dumnezeu, dacă viața ta nu arată în felul acesta, te chem cu toată seriozitatea în această dimineață. Pe baza Evangheliei, Cuvântului lui Dumnezeu, vine să primești această viață de la Hristos. Nu o poți face tu însuți. Doamne, dacă mă scap de păcatul ăsta, tu o să mă accepți. Nu. Hristos te eliberează. Dar poziționează-te față de păcat diferit. Întoarce-te cu spatele la păcat. Și Hristos va da eliberare. Hristos va da iertare. Hristos te va împăca cu Dumnezeu. Hristos va a ispășit deja și va da acea ispășire pe care l-a făcut acum 2000 de ani. Este această viață nouă pe care ne-o dă Dumnezeu și este veșnicia. Așa consumăm mântuirea. O consumăm într-o viață nouă și o consumăm într-o veșnicie împreună cu Dumnezeu. Nu vă mai gândiți la veșnicie ca o viață în care suntem așa niște duhuri umbre plutitoare în univers. În care o viață întreagă, o veșnicie întreagă, scuzați-mă, vom cânta la harpe, dar la instrumente astea care nu sunt foarte gălăgioase. Da. Nu. Scriptura vorbește despre un cer nou și unul altul au rămas. Și? Pământ. Și un pământ nou. Sună mai bine, nu? Nu sună mai bine, că așa spune Biblia. Acolo vom consuma ceea ce Dumnezeu ne-a dat pe pământul acesta. Consumăm într-o viață nouă pe pământ cu Hristos și o veșnicie întreagă cu El. Sunt mulți oameni care vor siguranța veșniciei. Și Satan ar vrea să nu mai fie în veșnicie în ea. Nu ne diferențiem cu nimic de diavolul în privința asta. Și Satana se teme de Dumnezeu, ci de judecata care ai venit. Ai venit să ne chimiești înainte de vreme, strigau, disperați, diavolii, când se întâlneau cu Domnul Iisus Hristos? Și ei tremurau, și ei se temeau, și ei ar fi avut o altă șansă. Nu că s-ar fi pocăit, o altă șansă să nu se ducă în ea. Nu mă înțeleg greșit, o șansă să se mântuiască. Sub nicio formă. Nu suntem cu nimic diferit de diavol în privința aceasta. Suntem diferiți dacă îl primim pe Domnul Iisus Hristos de dragul lui Hristos și de dragul unei vieți cu Hristos. Suntem mântuiți dacă vreți să fim uniți cu Hristos, dacă vrem ca Hristos să fie centrul care să definească toată viața noastră. Noi oricum depindem de Dumnezeu în toate lucrurile. Mulți oameni nu înțeleg lucrul ăsta. O, trebuie să fac, să iau decizia aceea și să-L bag pe Dumnezeu în fiecare pătrățică din viața mea. Nu, Dumnezeu este în fiecare pătrățică din viața ta. A, evanghelizare este cel mai simplu lucru. Mulți zic, cum ați început o discuție de evanghelizare cu prietenii voștri la școală? Cum să încep să-i spui despre Domnul Iisus Hristos? Bă, tată, faptul că stai lângă El și poți vorbi, e datorită lui Dumnezeu. Ce îți trebuie ca să începi discuție? Respirația ta se datorează cu Dumnezeu. Ce motive extraordinare îți trebuie ca să începi o discuție despre Dumnezeu? Faptul că te poți plimba, este un har de la Dumnezeu, este un dar general, un har general care Dumnezeu îl dă tuturor oamenilor. Faptul că plouă, câteodată cu gheață, se datorează cu Dumnezeu. Suntem înconjurați de Dumnezeu. Dumnezeu este peste tot, totul este al lui Dumnezeu. Aerul este al lui Dumnezeu, pământul este al lui Dumnezeu, lucrurile pe care le folosim sunt ale lui Dumnezeu. Viața bună pe care Dumnezeu ne-o dă este de la Dumnezeu, totul este de la Dumnezeu. Nu trebuie nicio... Doamne, deschide-mi o oportunitate să pot să spun cuiva despre Domnul Iisus Hristos. Oportunitatea e aici. Nu trebuie să te rogi pentru lucrul acesta. Oportunitatea este aici. Este și acum și este în fiecare clipă. Am spus, cum? Eu sunt mamă, am copilaș, nu am grijă de ei. Cum să mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos? Simplu, te duci la Lidl și când ești la casa de marcat, spui ce mere frumoasă a creat Dumnezeu. Chiar a creat Dumnezeu. Nu? Și plasele care le-au făcut ei și ambalajele alea sunt făcute din lucruri pe care Dumnezeu le-a creat. Nu ei. Ei doar le-au transformat prin înțelepciunea pe care Dumnezeu le-a dat-o, cu puterea pe care Dumnezeu le-a dat-o, cu oportunitățile pe care Dumnezeu le-a lăsat să fie. Totul este de la Dumnezeu.
De fapt, întoarcerea la Dumnezeu este o poziționare lăuntrică diferită față de Dumnezeu. Noi depindem oricum în totalitate de El. Este o poziționare diferită a inimilor noastre. Vreau să încheiem în această dimineață sesiunea aceasta rugându-ne lui Dumnezeu și vă invit așa cum stați să plecați capetele de rugăciune. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru Evanghelia Ta. Îți mulțumim că din veșnicie ne-ai avut în planul Tău. Îți mulțumim că ești Creatorul nostru. Recunoaștem și mărturisim în această dimineață fiecare dintre noi că în Tine avem viața, ființa și mișcarea. Totul este de la Tine. Totul este al Tău, Doamne. Trăim în Universul Tău, între legile pe care Tu le-ai lăsat. Folosim lucrurile Tale de atâtea ori, Doamne. Ne împotrivim Ție. Te rugăm să ne ierți. Am văzut căderea noastră în păcat pe care ne-o arată Sfânta Scriptură și aș vrea nu doar să o știm cu mintea, ci să ne pătrundă inima, Doamne. Fă ca cuvintele care au fost răstite, Doamne, să fie readuse de Duhul Sfânt în mintea noastră, în inimile noastre și să aibă un impact puternic asupra sufletelor noastre. Să fim transformați de acest adevăr, Doamne, să ne scârbim de păcatul nostru, să urâm păcatul nostru, să ne fie rușine de el, să ne fie greață de el, Doamne. Doamne, numai Tu poți să dai sentimentul acesta sfânt, duhovnicesc. Să urâm păcatul așa cum Tu îl urăști, să nu-l putem privi așa cum nu Tu-l poți privi, Doamne. Doamne, îți mulțumim însă și pentru Domnul Iisus Hristos, care a absorbit mânia, care trebuia să fie revărsată peste noi și să fim distruși de ea, Doamne, să fim puși sub ea pentru toată eternitatea. Îți mulțumim pentru Hristos care ne-a împăcat cu Tine. Îți mulțumim pentru Hristos care ne-a reconciliat, care ne-a îndreptățit și care ne-a făcut neprihăniți. Dacă sunt însă suflete în acest loc, Doamne, care nu Te cunosc pe Tine, poate care se înșeală, cred că pentru un lucru pe care l-au făcut, cred că pentru o decizie, pentru o hotărâre, pur și simplu au rezolvat problema. Ajută-i să înțeleagă chemarea pe care o face la pocăință și la credință. Ajută-i să-L îmbrățișeze în această dimineață pe Hristos. Ajută-i să capituleze în fața crucii Domnului Iisus. Ajută-i să lase toată povara la Domnului, la crucea Lui, Doamne. Ajută-i, Doamne, ca să își regrete, să-și urască păcatul. Și Te rog să-i invii Tu la viață, Doamne. Te rog să-i eliberezi, Doamne. Te rog să-i ierți, Te rog să-i îndreptățești, Te rog să faci toată lucrarea mântuirii în El. Și Te rog așa de mult din nou să ne dai o altă perspectivă asupra vieții. Amin. Ne-am să înțelegem că ne chem să trăim o altă viață, într-un fel obișnuită și banală, dar într-un fel cu semnificație, pentru că Hristos trăiește în noi. Îți mulțumim pentru ceea ce faci din noi, pentru ceea ce ai făcut din noi și pentru ceea ce vrei să faci. În numele Lui Iisus Te lăudăm. Amin.